dau citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului infrastructurii edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Onești, inițiator Natiuc Nicolae, primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Onești, respectiv a sumelor cu titlu de recuperare a investiției ce se vorbirea Agenției Naționale pentru Locuințe, inițiator Nicolae Natiuc, primar. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 62 din 18 aprilie 2017 privind aderarea municipiului Onești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, inițiator Natiuc Nicolae, primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilelor atelier, mentenanță, fost PT 37 și laborator metrologie, fost PT 38, din folosința și exploatarea Secio Termon CT Onești, în administrarea Consiliului Local Onești, inițiator Natiuc Nicolae, primar. Proiect de hotărâre pentru actualizarea strategiei de dezvoltare locală în municipiul Onești pentru perioada 2017-2022 și a strategiei energetice a municipiului Onești, județul Bacău, pentru perioada 2016-2022, inițiator Panfil Gelu Ionuț, consilier local. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Căpureanu Cătălin Laurențiu pentru minorul Căpureanu Teodor, inițiator Natiuc Nicolae, primar. Dacă nu sunt observații la ordinea de zi... O singură observație am. Proiectul pe care l-am inițiat necesită anumite corecții, în sensul că mai trebuie completat cu ceva. Nu aș vrea să o facem în două etape, adică astăzi în ședință extraordinară și pe data de 30. Îl retrag pentru completare și o să-l repunem pe ordine de zi pe data de 30. Mulțumesc! Proiectul numărul 5 se retrage. Cine este de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru? Domnul Papia. Începem cu proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului infrastructurii edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Onești, inițiator Natiuc Nicolae, primar. Domnule primar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Având în vedere intenția autorităților locale de a delega gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, se impune actualizarea inventarului infrastructurii edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Onești, astfel încât nouă operator care își desfășoară activitatea modalitatea gestiunii delegate va furniza, presta serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței liberate de autoritatea de reglementare competentă, în condițiile legii speciale. Vă mulțumesc. Departamentul de specialitate. Potrivit articolului 42, alineatul 1, litera B din legea numărul 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în vederea încheierii contractului de delegare a gestiunii cu operatorul regional, autoritățile deliberative ale unităților administrative teritoriale, obligația de a iniția și aproba în prealabil inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau private, la unitățile administrative teritoriale, aferente serviciului. În vedere cele de mai sus, apreciem ca necesară inițierea proiectului de hotărâre privind actualizarea inventarului infrastructurii edilitare și aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Onești. Comisiile, dacă s-au întâlnit. Comisia 1 nu s-a întrunit, neavând timpul necesar. În textul hotărârii va fi completat, la fel ca și cu articolul 1, inventarul infrastructurii tehnico-edilitare, iar anexa numărul 2 va fi completată cu poziția 9, canalizare calea spătarului, cu o valoare de inventar de 254.900.04 și o lungime de 1850 metri linear, diametru de 250 mm, față de documentația transmisă. Discuții cu marginea proiectului? Punem la vot. Cine este pentru? Da?
o observație la votul, la hotărârea inventarului. Se zice să o punem în discuție la ședința ordinară, dacă există cea mai mică reținere în acest sens. Da, nu, se pune în discuție dacă autorizarea inventarului este de două treimi, se consideră fi la patrimoniu sau ne uităm puțin pe lege și vedem definiția patrimoniului. Aș face o discuție pe marginea subiectului până dumneavoastră vă documentați, ca să nu avem timot. Despre ce este vorba în acest proiect? Pentru a putea delega serviciul, este necesar, sau impetuos necesar, să actualizăm acest patrimoniu. Ne referindu-ne la infrastructura tehnico-edilitară, apă și canal. Această expertiză tehnică a fost făcută în urma unei proceduri de achiziții publice de către un evaluator ANR-VAR și cuprinde în totalitate toată infrastructura de apă și canal, astfel încât în momentul în care Consiliul Local va hotărâ delegarea serviciului către operatorul regional, să putem să-i delegăm și în administrare aceste bunuri. Până în momentul de față, nu am avut niciodată un raport care să ateste la domeniul public infrastructura de apă și canal, așa cum prevede legea, adică să cuprindă toată infrastructura. Existau niște lipsuri și raportul acesta de evaluare pot spune că a făcut lumină pe de o parte, în sensul în care știm ce avem în patrimoniu și știm ce putem delega cu valori de inventar actualizate. Nu mai există niciun fel de suspiciune și nu va exista pe viitor niciun semn de îndoială cui aparține infrastructura de apă și canal, cu ce valori și cui o putem da în administrare, sub ce formă. Așadar, aș profita de ocazie să mulțumesc tuturor celor din aparatul de specialitate care au depus un efort extraordinar astfel încât acest raport să fie finalizat până acum o săptămână joi, astăzi fiind luni. Pentru că fără acest raport final, fără această evaluare, nu a fi putut delega serviciul de apă către un operator. Sunt persoane care au depus un efort considerabil și eu apreciez mult acest efort. Și sunt alții care ne-au pus piedici. Le mulțumesc că n-au reușit să pună piedici mai consistente, astfel încât să nu finalizăm raportul. Vă mulțumesc! Da, dacă permiteți, din colaborarea textului de lege, se pare că va trebui să fie 14 voturi. De aceea eu propun, doamne președinte, și să lăsăm la sfârșitul ședinței, poate mai bine. Eu v-aș ruga, acum n-aș vrea să fac eu o prezență cu toate, că e ușor de făcut. De la PSD lipsește o persoană și vorba despre domnul doctor Moraru, să-l sunăm. Haideți să-l sunăm pe domnul doctor Moraru și aș ruga toți colegii de la toate partidele să ne sunăm consilierii locali să vină la ședință, pentru că e o problemă de patrimoniu, ne privește pe toți și aș dori să tratăm cu maxim respect această problemă, încât ceea ce ne-am propus să se întâmple pe 1 iunie să se poată întâmpla fără probleme, și anume să delegăm serviciu. Trecem la următorul proiect. Haideți, vă rog, între timp să ne sunăm colegii, poate vine domnul avocat Ene sau doamna Elena Pașcu sau domnul președinte. Da, e bine să tratăm cu aceeași seriozitate și ședințele extraordinare, nu cele ordinare, chiar dacă nu sunt plătite. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Unirea Onești, respectiv a sumelor cu titlul de recuperare investiție,
ce se vor vira Agenției Naționale pentru Locuințe, inițiator Nicolae Natiuc, primar. Da, vă mulțumesc. Situația juridică a locuințelor ANL este reglementată de o normă specială, care este legea numărul 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și respectiv hotărârea de guvern numărul 962/2001, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii mai sus menționate, acte normative care de-a lungul timpului au suferit multiple modificări și completări, astfel încât se impune aprobarea modalității de determinare a cuantumului lunar al chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii, diferențiate pe vârste, venituri brute, rang localitate, valoare de înlocuire a construcției pentru locuințele ce fac obiectul proprietății private a statului și care se află în administrarea autorităților publice locale, implicit modificarea contractului cadru de închiriere pentru locuințele mai sus menționate. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate. Începând cu data de 14 aprilie 2016, data modificării normelor metodologice prin aprobarea de către Guvernul României a hotărârii numărul 251 din 2016 privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii numărul 153 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, devin aplicabile reglementările referitoare la modalitatea de determinare a cuantumului lunar al chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii. Față de cele prezentate în anexele numărul 1, 2, 3, 4, 5 și 6, propune spre aprobare Consiliul Local al Municipiului Ionești următoarele. Aprobarea cotei autorității publice locale de 0,1% ca element de bază în stabilirea chiriei aferente locuințelor ANL, aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii cu vârstă de până la 35 de ani, aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii cu vârste de peste 35 de ani, aprobarea cuantumului sumelor reprezentând amortizarea, recuperarea investiției din cuantumul anexei ce se vor vira în contul Agenției Naționale pentru Locuințe București, aprobarea contractului cadru de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuință ANL, și aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor de serviciu. Vă mulțumesc. Comisiile de specialitate? Nu. Discuții pe marginea proiectului? Domnul consilier Țăriu. Am dat o întrebare. Prin unele tarife care le-ați prezentat în proiect, se modifică substanțial față de cele existente? Am zis că sunt modificări minore, dar trebuie să specificați. Noile chirii, noul cuantum al chirii va fi în euro. La un cost stabilit în 30 de euro. Dar poate de acum, nu știu câte se chirii acum, și pune jos de 2 milioane. Nu va fi. Deci nu sunt... Foarte puțin. Și ele respectă noua legislație din 2016. Foarte la început. Da, mulțumesc. Se pun la vot. Proiectul, cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Mulțumesc. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 62 din 18 aprilie 2017 privind aderarea municipiului Onești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța. Inițiator, Natiuc Nicolae, primar. Vă mulțumesc. Având în vedere că prin hotărârea numărul 62 din 18.05.2017 a fost aprobată participarea Consiliului Local Onești la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, cu o contribuție numerar în valoare de 6.000 de lei pe an, se impune modificarea acestei hotărâri pentru a fi în concordanță cu hotărârea AGA și aprobarea cotizației municipiului Onești pentru anul 2017 în cuantum de 10.000 de lei. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, pe raza de competență a unităților administrative teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării după caz de sistemul de utilități publice aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. În vederea criteriilor mai sus, apreciem ca necesară inițierea proiectului de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 62 pe 2017 privind aderarea municipiului la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, în
acces modificării articolului 3 și stabilirea cuantumului de contribuție de apărere de măsigurări de la 6.000 de lei la 10.000 de lei pentru anul 2016. Comisiile de specialitate? Discuții pe marginea proiectului? Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilelor atelier mentenanță și laborator metrologie din folosința și exploatarea secetermon CT Onești în administrarea Consiliului Local Onești. Inițiator, Natric Nicolae Primar. Ce vedem dacă mai avem. Dacă nu suspendăm. Haideți vorbim pe ultimul proiect, proiectul 6. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Găbureanu Cătălin Laurențiu pentru minorul Găbureanu Teodor, inițiator Nicolae Patrick Primar. Facem o pauză. Haideți să citim proiectul, la expunerea de motive și după care facem pauză până vin și colegii noștri și au anunțat prezența încă doi colegi într-un interval. Și atunci avem vorba. Da. Vă mulțumesc. Domnul Găbureanu Cătălin Laurențiu solicită pentru decontarea parțială a tratamentului necesar pentru fiul său a unui ajutor de urgență, având în vedere că minorul Găbureanu Teodor, în vârstă de 11 ani, a fost diagnosticat cu o tumoară la tibie în luna februarie, suferind o intervenție chirurgicală într-un spital din București, iar în urma examinării din spital s-a descoperit și o metastază la plămâni. Minorul Găbureanu Teodor, în vârstă de 11 ani, domiciliat în municipiul Onești, dat la pervedere de deosebice actul care se deșește județul Bacău, a fost diagnosticat cu o tumoră la tibie în luna februarie, suferind o intervenție chirurgicală în spital din București. În urma examinării din spital s-a descoperit și o metastază la plămâni, afecțiune care ar putea fi tratată la clinica Valoro din Turcia. Necesită spitalizări prelungite cu durată îndelungată pentru monitorizare și tratament în funcție de evoluția parametrilor hematologici și de apariția sau nu a complicațiilor. În urma discuțiilor privilegiate cu domnul Găbureanu Cătălin Laurențiu, tatăl minorului, tratamentul și spitalizarea la această clinică depășește suma de 50.000 de euro. În acest sens, domnul Găbureanu Cătălin Laurențiu, prin cererea numărul 3249, solicită pentru decontarea parțială a tratamentului necesar pentru fiul său, Găbureanu Teodor, un ajutor de urgență. Menționă că au fost depuse documente justificative privind diagnosticul minorului Găbureanu Teodor, astfel, un protocol de examinare CT, bine de ieșire din spital, privind de analiză medicală, toate eliberate de spitalul de urgență pentru copiii Grigore Anisandrescu București. Venitul net al familiei se compune din cele două salarii, respectiv ale domnului Găbureanu Cătălin Laurențiu și Găbureanu Olivia, fiind în sumă de 4.332 de lei lunar. Având în vedere starea gravă în care se află minorul Găbureanu Teodor și veniturile familiei, faptul că un copil de 11 ani se confruntă cu această boală necruțătoare, când ar putea să se bucure de copilărie, propunem acordarea unui ajutor de urgență care să susțină parțial tratamentul aplicat în prezent și de care va beneficia în perioada următoare. Vă mulțumesc! Față de cele menționate, urmează revederea. Comisie? Discuții pe marginea proiectului? Aș dori să deschid eu lista discuțiilor de astăzi, din mai multe motive. În primul rând că sunt inițiatorul acestui proiect și cred că e bine, adică consider că suntem toți inițiatorii acestui proiect, nu eu, dar pentru a simplifica puțin din punct de vedere administrativ procedura, am zis să-mi asum eu de îndată. Întrebarea mea în numele colegilor mei ar fi, prima întrebare ar fi, care este suma pe care o avem la dispoziție pentru anul 2017 cu această destinație, adică ajutor de urgență pentru cazuri medicale, este prima întrebare. Doamna Țăran, dumneavoastră vă adresez întrebarea. La această dată tot ce înseamnă venituri pentru ajutoare de urgență am mai avea 60.000. 60.000. Dar asta înseamnă total acordare, ajutare de urgență. 60.000 pe an. Pe acest an, pe 2017. 2017. Vreau să vă spun că avem o experiență anterioară tristă, spun eu, prin care Consiliul Local, prin mărinimia lui, a atribuit o sumă cu caracter de ajutor de urgență unei tinere mame din municipiul Onești. Este vorba despre doamna Gineț,
o problemă destul de complicată, să nu spun altfel. Ferească Dumnezeu să regăsim pe cineva drag pentru astfel de situații și Consiliul Local a atribuit o sumă de 20.000 de euro. Ne-am trezit în situația în care, după o perioadă de timp, noi am alocat banii, Consiliul Local a fost de acord și mulțumim pentru disponibilitate, dar i s-au imputat banii, adică banii au fost solicitați înapoi, deoarece persoana respectivă completase un formular valabil pentru tratamente în Uniunea Europeană, un formular european, și nu poți să primești finanțare și de la Casa de Asigurare și de la Consiliul Local pentru aceeași speță. E cumva, dacă pot traduce în niște termeni foarte simpli, ne-am îmbătat și noi și pacientul cu apă rece, știți cum? Ne-am bucurat că ajutăm un om și, de fapt, bine, l-a ajutat statul român până la urmă, că i s-au alocat banii, dar ajutorul nostru nu a mai putut ajunge acolo unde ne-am propus din cauza legislației. Și am explicat mai devreme, două finanțări din partea statului. Eu acum nici măcar nu am avut curajul, dacă voi să spun altceva, să întreb această familie care trece prin necaz foarte mare, dacă a apelat și la alte surse de susținere, de sprijin financiar, mă refer aici fie că este Casa de Asigurări, Casa de Sănătate, fie că niște bani, nu știu, de pe la guvern, într-o formă sau alta, prin Ministerul Sănătății, sau nu, să se deconteze într-un fel de operație. Tot ceea ce pot spune este că îmi doresc, la fel ca și dumneavoastră, să susținem acest proiect. Să susținem, de asta m-am trecut o sumă de la care să pornim și să ne trezim aici, haideți să mai dăm 100 de milioane, ca și cum am dat de la noi, sau haideți să mai luăm 100 de milioane, ca și cum nu ar fi un copil. Eu îmi doresc să susținem acest proiect în limita posibilităților bugetului local și a primăriei municipiului Onești. De asta v-am și întrebat care este suma disponibilă. Dar totuși să luăm și în calcul că dacă mai apare un caz din acesta, o maximă urgență, peste o săptămână, o lună sau peste 4, 1 și 26 de zile, cu 3 zile înainte de încheierea anului calendaristic. Și o altă familie, un alt copil bătrân sau tânăr, mai are nevoie de un ajutor din partea noastră. Din aceste două motive, eu ca și inițiator al proiectului, nu am propus o sumă. O să vă rog să analizați foarte bine, dar mai gândiți-vă cel puțin la două aspecte. Ambii părinți ai acestui copil lucrează în instituții bugetare, deci cu niște venituri pe care le cunoaștem cu toții. Nu sunt oameni de afaceri, nu au afaceri proprii. Bunicul acestui copil, pe care îl cunoaștem toți, a lucrat o mare parte din viața dânsului pentru această instituție și a făcut treaba. Eu pot spune că bine, dumneavoastră puteți să spuneți cum vreți. Adică nu am avut probleme din punct de vedere al controalelor efectuate la instituția primăriei din partea Curții de Conturi și nici altfel de probleme. N-au fost sume deturnate de bani, evaziuni și a făcut treaba bine. Sunt lucruri pe care trebuie să le analizați și să le luați în considerare. Eu așa aș face dacă aș fi consilier local. Dumneavoastră, părerea mea este că trebuie să discutați câte un reprezentant de la toate partidele politice, plus independentul, și să mergem împreună pe o sumă pe care să o susținem cu toții și să nu începem, haide să mai dăm o sumă de bani, că e vorba de totuși de viața unui copil, nu ne jucăm aici cu 100 de milioane, cu 50 de milioane, că nu e nici moral și nici frumos din partea noastră, adică să acordăm respectul cuvenit acestei familii. Vă mulțumesc mult, aș solicita doamnei președinte o pauză, ca și inițiator al acestui proiect, pentru ca dumneavoastră, eu nu mă implic în această discuție, pentru că m-am implicat în proiect și consider că este suficient. Vă rog să analizați prin propriile filtre această problemă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc!
Dacă îmi permiteți, înainte de pauză, tocmai pentru a fundamenta convingerea unor colegi. Mulțumesc. Vreau să completez ce a spus domnul primar și să vă spun că, deși nu cunosc personal această familie, pot să vă spun un lucru extraordinar, că această familie a adoptat fără acte o fată de 14 ani din comuna Helegiu, a căror părinți au decedat. I-au redat șansa la viață, în sensul că o luase pe un anturaj, să spun, nu foarte propice tânărului de 14 ani. Au luat-o acasă, repet, fără documente, au ținut-o la liceu, acum este la facultate, au trimis-o în concedii, în vacanță și fata în continuare locuiește acolo. Nu obține niciun fel de venituri pentru această fată. Am mai spus-o și cu altă ocazie, o repet, pentru că este puterea exemplului. Și dacă din două salarii de bugetar această familie a cutezat să-și asume răspunderea, să crească un copil și să-i redea o șansă la viață, cred că este obligatoriu ca noi să analizăm foarte bine și poate nu neapărat în compensație, dar să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a încerca să salvăm copilul. Mulțumesc. Da, dacă îmi permiteți, în speța de față, cuvintele cred că sunt de prisos. Una peste alta, am văzut această mobilizare a oneștilor și cred că am văzut-o cu toții. Este important să participăm și noi în calitate de autoritate locală. Pe discuțiile pe care le-am avut cu colegii consilieri, mă rog, liderii ai grupurilor lor, am convenit ca propunerea să fie pe 45.000 de lei, respectiv suma de 10.000 de euro, să păstrăm un rest de 15.000 pentru eventuale alte situații apărute, urmând că dacă această sumă va fi insuficientă, mă refer la cea de 15.000 rămasă, eventual să facem o rectificare bugetară dacă va fi cazul. Deci propunerea a venit din partea colegilor, aceasta a fost. Toată lumea a picat de acord. Nu. Mulțumesc. Noi avem altă propunere. Nu, haideți să nu o transform. Nu, doamna Bădic. Eu nu sunt președinte de ședințe, dar numai puțin, ce vă rog frumos. V-am rugat să nu transformăm această situație într-o competiție care dă mai mult. Vă rog foarte mult. Puteam să spun 60.000 eu din prima sau 20.000. N-am făcut lucrul acesta din respect față de familie, în primul rând. Și apoi față de dumneavoastră, dacă aici în Consiliul Local ne trezim că noi, 2, noi, 3, noi, 10, dăm mai mult, este urât. Eu vă rog frumos să întrerupem iar ședința și să facem ceea ce am spus înainte de pauză că facem. Vă rog respectuos. Adică nu este frumos, dumneavoastră aveți și o altă calitate. Sunteți și soție de preot pe lângă altele. Nu ne transformați, vă rugăm frumos, cum făceau alții înainte, în bălci. Domnul primar, dar nu știți ce am vrut să spun. Am spus doar că noi nu am fost consultați, am spus că au discutat cu toți colegii, eu am discutat cu colega mea și tot înainte de pauză a spus că vor fi întrebați reprezentanții tuturor partidelor. Da, noi ne supunem. Toată lumea ieșit afară să ne consultăm. Eu am discutat cu colega mea. Noi ne supunem majorității, vreau doar să spunem că avem o altă propunere. Nu știu dacă este... Cred că ar fi trebuit să o discutăm afară așa cum am stabilit. Am zis că reprezentanții partidelor ne adunăm afară să discutăm. Acum nu trebuie să stabilim un privilegiu. Nu, a spus că va fi consultat fiecare partid, domnul Casilier. Cum, doamna, cum? Facem dialog aici în ședință? Da. Deci nu contează părerea noastră. Ne supunem majorității. Îmi pare rău. Credeam că avem același drepturi în Consiliul Local, domnul Consilier, și nu vorbiți în numele nostru. Cred că n-ați înțeles. Am ieșit toți afară și am discutat. Nu, n-am ieșit toți afară. Eu am discutat cu colega mea. Nu, ceva, care am fost interesat, probabil. Nu, dumneavoastră a stat de vorbă. Păi nu, dar s-a spus că se consultă fiecare partid. Haideți să nu facem din acest subiect o chestiune, să deci... intrăm în cărțile din istoria lui Oneștiului cu... Mulțumesc mult! Să pun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Mulțumesc! Reluăm proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului infrastructurii edilitare aferente Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare din municipiul Onești, inițiator Natu Nicolae, primar.
Având în vedere intenția autorităților locale de a delega gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, se impune actualizarea inventarului infrastructurii de edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Onești, astfel încât noul operator care își va desfășura activitatea în modalitatea gestiunii delegate va furniza, presta serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă, în condițiile legii speciale. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate? Domnul Median, punctul 1, vă rog. Potrivit articolul 42 din alineatul 1 de la BZ, legea 245/2006, serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în vederea încheierii contractului de delegare a gestiunii cu operator regional, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-directoriale au obligația de iniția și aproba în prealabil inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente serviciului. Având în vedere cele de mai sus, apreciem ca necesar inițierea proiectului de hotărâre privind actualizarea inventarului infrastructurii de edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Onești. Permiteți-mi, eu să revin, n-au fost toți consilieri în sală față de modificările pentru a expune modificările făcute față de proiectul inițial, în sensul că în titlu se va citi infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului, iar anexa numărul 2 va fi completată canalizare calea scutarului cu valoarea de inventar și lungimea de 1850 metri liniar cu diametru de DN 250 mm. Discuții? Supun la vot. Proiectul cine este? Domnul acest raport de evaluare, cred că ar fi fost bine dacă ne-ar fost și nouă trimis cu ceva timp. Trebuie să ne trimiteți vineri ca să votăm astăzi 300 de pagini. Aici haideți să vă trebuie să intervin. Raportul ne-a fost predat joi după amiază. Deci nu aveam cum să vi-l trimitem înainte de joi după amiază. Ne-a fost predat pe semnătură, trebuie să mă credeți pe mine pe cuvânt. Iar, să zic, urgența cu care ne mișcăm este una lesne de înțeles și anume trebuie făcut toți acești pași înainte de data de 30 a 5, astfel încât ceea ce mi-am și sper că ne-am propus împreună să și concretizăm delegarea serviciului către un operator. Dacă nu facem ceea ce ne-am propus pe foaia de parcurs deja gândită, s-ar putea să mai dureze vreo lună și să mai pierde vreo 5-6 miliarde, nu știu de unde. Și așa nu-i avem. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Ar trebui să... Da, în fine, haideți că nu mai... O să vă rog frumos să și notați cine se abține, ca să știe lumea datorită cui există riscul să nu avem apă în Onești și să ne asumăm și lucrurile acestea. Pentru că n-aș vrea să fi fost în locul meu atunci când lumea nu avea apă și venea și spunea hobă, să știe cui se spune hobă, nu nouă, celor care votăm și propunem. Proiectul a trecut. Proiect numărul 4. A 14 și obținere. Sunt 15 consilieri prezenți, 14 pentru și obținere. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilelor atelier, mentenanță și laborator metrologie din folosință și exploatarea SC Termo CT Onești în administrarea Consiliului Local Onești, inițiator Cunatic Nicolae Primar. Imobilele, clădire, atelier, mentenanță fost pe T37 și laborator meteorologic fost pe T38, situate în strada Alexandru Iancuza, respectiv strada George Coșbuc din municipiul Onești, se află în administrarea SC Termon CT. Imobilele menționate fac parte din domeniul public și se dorește un
întrebuințarea lor într-o manieră care să reprezinte și un beneficiu direct pentru municipalitate și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al folosinței clădirilor. Vă mulțumesc. Compartimentul de specialitate. În prezentul proiect de hotărâre se dorește trecerea spațiilor situate din strada Alexandru Ioan Cuza, respectiv strada George Borciu, din folosința și exploatarea SC Termon CT Unești la administrarea Consiliului Local, având în vedere că această societate este în procedură generală de insolvență, iar bunurile imobile menționate se află în proprietatea municipiului Unești. Datele de identificare ale imobilor se regăsesc în anexa numărul 1, iar planurile de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate se reprezintă anexa numărul 2 la prezentul raport de specialitate. Cu față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Comisiile, discuții pe marginea proiectului? Supun la vot proiectul. Doamna prezidentă. Vreau să întreb dacă această suplimentarea inventarului public este suficientă sau este necesară completarea hotărârii privind domeniul public al municipiului Onești? Este suficientă hotărârea sau se fac demersuri ulterioare pentru completarea domeniului prin hotărâre? Nu, se vor face demersurile necesare ulterioare. Deocamdată se face trecerea din folosința termonului în administrarea Consiliului Local. Ele, după cum poate ați observat, au fost deja incluse în actualizarea sistemului public alimentare cu apă, vor fi predate către operatorul regional, dat în ședința din 30, veți aproba lucrul ăsta, după care vom face toate demersurile necesare, potrivit legii, să prindem tot ce este pe inventarul public, să-l actualizăm și prin atest. Să fie și atestat prin hotărâre de guvern. Da, știți că au fost foarte multe probleme în procesele care au fost, tocmai că nu se regăseau aceste bunuri prin hotărâre de guvern. Și chiar dacă durează destul de mult, probabil, până când va apărea hotărârea de guvern, această hotărâre cu avizul de legalitate a prefecturii, cred că poate ajuta până la actualizarea domeniului public, situație excepțională. Dar cred că trebuie făcute demersurile și pentru adaptarea și pentru suplimentarea hotărârii de guvern privind achestarea domeniului public. Da, sigur că da. Deocamdată suntem doar la faza de înregistrare contabilă. Și lucruri pe care l-au cerut și cere oricare operator care va opera. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Mulțumesc. Declar închisă ședința extraordinară de astăzi. Chiar dacă nu avem diverse, cu permisiunea dumneavoastră aș dori ca doi colegi prezenți aici în Consiliul Local astăzi să se implice într-un proiect și să și-l asume, să-l gestioneze ulterior. Este vorba despre, în fiecare an, știți că am inițiat și am susținut de la bugetul local un proiect de finanțare a unei pregătiri sportive de perioada verii cu elevi școlari la instituțiile de învățământ de municipiu și ce practică, ce au obținut rezultate la discipline sportive la nivel național, atenție, nu județean, nu interjudețean, nu la nivel de oraș. Rog pe domnul Rădulescu și pe domnul Agapi să implice împreună în acest proiect, să o parte din profesori de la mai multe școli ne-au trimis listă cu elevi. Vreau să fie, noi vom verifica, dar vă rog să vă implicați împreună în proiectul ăsta, pe de o parte. Iar referitor la, că v-ați retras, domnul consilier, proiectul cu spitalul, există o solicitare scrisă din partea Spitalului Municipal pentru modernizarea unei secții, vorba de secția de chirurgie. Am găsit resursa financiară la Consiliul Județean, dar trebuie să realizăm o documentație, de fapt un studiu, o expertiză tehnică pentru mansardarea terasei de peste blocul operator. Asta înseamnă ca pe toate nivelele de la blocul operator să facem această expertiză. Este posibil să trebuiască să facem o rectificare de buget în acest sens. Noi ne ocupăm să demarăm procedura în sine. Și ar mai fi o problemă, v-am promis că port discuția cu cei din aparat pentru a acumula cele două perioade de proiect. Eu mi-am ținut partea de responsabilitate, dumneavoastră încă nu ați discutat, vă rog frumos să vă implicați, pentru că altfel o să par eu oarecum neserios și nu vreau să fiu.
Vă mulțumesc. Adică am toată susținerea pentru proiectul ăsta și vreau să-l și implementăm, nu să rămânem la stadiu de discuții. Și încă un lucru pe care vreau să discut foarte, foarte deschis de față cu dumneavoastră. Există o obligativitate, atenție ce spun, ca persoane, mă refer aici, angajații primăriei, să facă cursuri de perfecționare. Există obligativitate. Îmi doresc să se facă eșalonat, adică nu în fiecare an un număr consistent de persoane să meargă la cursuri, dar într-un interval rezonabil de timp, adică în câțiva ani de zile, 4-5 ani de zile, toți să meargă. Aceeași, nu există obligativitate, dar legea permite ca și consilierii locali să meargă la cursuri de perfecționare. V-aș ruga să aveți mai mult curaj anul acesta și mai puțin subiect de presă, chiar dacă avem presa aproape. Și vă spun și de ce. Este bine ca reprezentanții partidelor politice care nu au cunoștințe temeinice de administrație să meargă și să învețe, astfel încât să evităm în ședințele de Consiliu Local ori să punem niște întrebări care nu și-au locul pe aici, ori să știm care sunt și responsabilitățile și a consilierilor locali, și ale primarului, și a aparatului de specialitate. Și vă garantez că o aprofundare mai în amănunt a legii 215 și aplicabilitatea ei în administrație ar duce la o îmbunătățire a calității actului administrativ. Toate aceste informații sunt publice, nu trebuie să facem abuz de ele, dar vă garantez că, cum am făcut-o și anul trecut, anul acesta, dacă vom avea fonduri pentru cursuri de perfecționare, le vom îndruma către acele specialități și vom îndruma acei oameni care au nevoie de ele și instituția are nevoie de acele informații, astfel încât actul administrativ să fie unul mai performant. Să nu uităm că programul de lucru al primăriei s-a modificat. Miercurea până la orele 18, în fiecare miercuri, ghișeele sunt deschise. Haideți să nu uităm și ce se face bine și bun în primărie. Noi avem în general tendința de a critica în continuu și a nu spune și a nu scoate în evidență și ceea ce se face bun. Este un an care s-a muncit foarte mult și mai avem încă din el, mă refer din iunie 2017 până acum. Voi face și un raport în acest sens pe care îl voi face cunoscut Consiliului Local și tuturor celor interesați. Și m-aș bucura să tratăm cu aceeași seriozitate toți această problemă. Mă uit că am primit așa un bilețel, ca și cum mi-am făcut temele bine, dar nu, totul e perfectibil, recunosc asta. Pentru naționale sunt doar 2 sportivi până acum. S-a finanțat un loc pe județ și participare zonală. Așa s-a finanțat până acum. Da, la participări zonale nu mai finanțăm, pentru că haideți să nu sprijinim cu bani de la bugetul local sportul în curtea școlii, ci să sprijinim performanța. În primul rând, iar sporturile de masă își găsesc finanțare prin proiectele care le avem. Apropo, vă așteptăm, începând cu data de 29 aprilie, la Campionatul Național de Gimnastică. La Campionatul Național de Gimnastică, 29 mai, 10 iunie, junior 3, se deschide sala polivalentă, facem eforturi foarte mari să facem reparații acolo. Nu o să reușim să facem ceea ce nu s-a făcut mulți ani, adică acoperișul are o problemă mare. Uneori plouă, nu picură prin el. De aia cred că nu s-a semnat nici recepția finală, pentru că lucrurile nu au fost făcute de către constructor așa cum prevedea proiectul tehnic. Dar asta nu înseamnă că sala polivalentă care poartă numele Nadiei Comăneci trebuie să fie închisă. Voi face tot ceea ce stă în putere, astfel că competițiile sportive să se țină acolo, nu în altă parte. Vă mulțumesc foarte mult. Sperăm ca la ședința din data de 30 să avem o prezență mai generoasă și din partea celorlalți. Dar înțeleg că mai sunt urgențe, prima zi din săptămână și problemele profesionale pe care le au unii colegi
i-au împiedicat astăzi să ajungă, sunt sigur că și-ar fi dorit mult. Vă mulțumesc mult! Vă reamintesc că până pe data de 15 iunie trebuie depuse declarațiile de interese și de avere. Urmăriți, vă rog, mail-ul. V-au fost transmise pe mail formularele aferente. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, vreau doar să precizez că pentru consilierii la primul mandat sunt obligatorii aceste cursuri, consilierii care nu au cunoștințe juridice sau administrative. Este obligatoriu să meargă la aceste cursuri de pregătire. Și vreau să vă mai întreb, domnul primar, programul pe mâine, dacă puteți să ne spuneți ceva și pe Ziua Eroilor. Programul pe mâine, stimate domnule, este arhicunoscut. În fiecare instituție de învățământ din municipiul Onești a fost invitată și s-au făcut toate clarificările privind organizarea. Începe marșul absolvenților de la fiecare instituție în parte și ne întâlnim la orele 11 pe scena ce se află în construcție, să zic, lângă Monumentul Regina Maria. Urmând același curs al evenimentelor ca de fiecare dată la marșul absolvenților, și anume vor fi invitați pe scenă atât elevii care sunt șefii de promoție, cât și unii profesori. Urmează acel spectacol organizat în cinstea lor. Iar referitor la înălțare, la fel programul este făcut, este o agendă stabilită deja cu preoții, cu cei de la garnizoana militară de la Bacău, care vor aduce și o fanfară militară, urmează și o paradă militară pe bulevardul Orituz. Dacă vreți, astăzi voi ruga colegii din aparatul de specialitate să facă pe ore și pe minute un program și să-l afișăm astfel încât să fie transparență. Nu pe ore și pe minute. Eu n-am participat niciodată la marșul absolvenților și am întrebat cum este și dacă ar trebui să fim prezenți. Chiar n-am fost tendențioasă. Da. Să întreb la ce oră să depun coroanele joi. La fel, nu am știut acest aspect. Întotdeauna consilierii locali sunt invitați și datoria lor, dacă vreți, fie morală, fie administrativă, să fie alături de primar în astfel de evenimente. Acum, vedeți, unii dintre noi nu vedem la ședințele locale, dar apoi la arte de cultură. Îmi doresc să fim într-un număr cât mai mare și să susținem aceste proiecte în continuare, pentru că și instituțiile de învățământ, și profesorii, și elevii au nevoie de sprijinul și susținerea noastră. Vă voi trimite astăzi agenda și pe dată și pe cea aferentă date de mâine și pentru joi dimineață, cu programul exact, astfel că și să nu existe niciun fel de lipsă de informare în acest sens. Și mâine dimineață voi ruga colegii sau chiar astăzi să afișăm pe site-ul primăriei programul pe ore. Mulțumim, mulțumim.